Casa Universității de Mame din București, unde cred că în acest an, care este declarat de Comisia pentru UNESCO anul pictorului Rudolf Schweitzer Cumpăna, cred că era normal să fie și o manifestare aici la noi, în afara manifestărilor care se organizează atât în București cât și în toată țara, la foarte multe muzee și chiar la Muzeul Pătrăceni, câte am aflat. Colaborarea Casei de Cultură Schiller cu Fundația Rudolf Schweitzer Cumpăna și în mod special cu doamna dr. Gloria Cortolache durează de foarte mult timp. A fost fructuoasă, a fi putut să fie și mai fructuoasă, dar să sperăm că totuși o să încercăm să recuperăm ceea ce S-a mai diluat. În această seară are loc această conferință, 125 de ani de la nașterea pictorului și în același timp sunt 15 ani de la înființarea Fundației Rudolf Schweitzer Cumpăna. Doamna dr. Gloria Cortolache, cred că o cunoașteți, de asemenea va mai lua cuvântul doamna dr. Minela Varga și doamna Eugenia Antonescu. Și sper să putem să aflăm și lucruri noi despre pictorul Schweitzer Cumpăna. Vă prezint eu sau vă mai prezint și eu? Eu atât aș vrea să adaug la frumoasa prezentare a doamnei director, că fundația a înțeles să vină cu această acțiune aici, în ideea că de mulți ani colaborăm. Doamna directoare a fost întotdeauna, ne-a oferit spațiile proprii pentru activități, fie de asemenea conferințe, simpozioane și chiar și expoziții. Aceste lucruri, eu știu că cine uită nu merită, cum zicea Iorga. Nu am vrut să dau uitării această instituție și împreună cu doamna și mai ales că de asta dată suntem încurajați și de Comisia UNESCO, al cărui boss pe undeva este și doamna Varga. Deci suntem o familie, dar în același timp am inițiat și cu fundația aceste acțiuni, un șir, dacă ați urmărit pe micul program, care se derulează și în alte orașe din țară. Așa că eu cred că dacă v-ați referit că vroiați mai mult din trecut, acum ne reluăm niște obiceiuri de asta. De această factură. Acum, cine vrea să înceapă? Doamna sau doamna? Vă simt că să încep eu, așa că încep eu, că sunt ascultătoare. În programul pe care l-a depus doamna Zoe Apostolache la Departamentul pentru Minorități, se subliniază că pictorul Rudolf Schweitzer Cumpăna este cel mai important pictor german din București. De ce nu am spus din țară? Ca să nu intrăm în conflict cu notorietatea pictorului Matisse Deutsch, care a făcut parte și din avangarda europeană, a fost membru la Der Blaue Reiter, gruparea vieneză, alături de Kandinsky și Klee. Și cine știe ce alte susceptibilități. În orice caz se poate spune că în București nu a trăit un pictor german mai important pentru istoria artelor plastice din România decât Schweitzer Cumpăna. Și de asemenea se poate spune că dintre imigranții germani în țara noastră, deci nu din vechii
vechea populație germană cea săsească sau cea șvăbească. Dar dintre imigranții germani de secolul al XIX-lea, mai ales din perioada, pornind de la domnia lui Carol I, este cel mai important pictor și poate una din cele mai importante, dacă nu cea mai importantă, personalitate culturală produsă de această imigrație germană, încă insuficient studiată. Acum există Casa Teutsch de la Sibiu, care studiază o serie de documente care s-au adunat acolo privind imigrația germană recentă și, în orice caz, atunci când se năștea la 1886 pictorul Schweitzer Cumpăna la Pitești, acolo exista o înfloritoare colonie germană care a ridicat și o biserică reformată remarcabilă, astăzi pe cale de dispariție din cauza că mai are vreo doi enoriași, situație pe care o întâlneam și în București. Dar acești germani sosiți ca urmare a sosirii lui Carol I au fost atrași de țara noastră și au dorit să se integreze. Și atunci, prin intermediul imaginilor, am să vă prezint un lucru așa mai puțin obișnuit, cum se integra o integrare plastică, pornind de la urme mișieneze, urme legate de formația germană și până la a deveni un mare maestru al picturii românești. Dacă vreți să punem prima imagine. El până în 1911, când avea deja 25 de ani, Schweitzer Cumpăna era, Rudolf Schweitzer încă, era un produs al culturii germane. Făcuse școală germană în Pitești, Universitatea de Arte din Berlin și în 1911 se întoarce în țară. Imediat se integrează mișcarea plastică din București, participă la salonul oficial, se înscrie în tinerimea artistică în 1912, în 1913 are prima expoziție. Este întâmpinat de la bun început într-un mod extraordinar, pentru că pentru un tânăr de 25 de ani să fie remarcat de înscris de către Tonița și de către Iorga, nici nu putea să fie o primire mai bună, iar din punct de vedere al vânzărilor să fie achiziționat de Anastase Simu, care urma să-și deschidă muzeul, și de către dr. Iosif Tona, un noroc de genul acesta este extrem de rar. Dar iată niște lucrări, să rămânem pe imaginea aceasta, niște lucrări cu câțiva ani mai târziu, din 1921, deja are 35 de ani, dar unde resimțim încă influența müncheneză. Această lucrare se numește Alegoria Toamnei. Deja ca tematică, trimitere simbolică, este încă o temă specifică artei germane, care, așa cum spunea George Călinescu, are o puternică personalitate romantică și decorativismul lucrării cu aceste frunze colorate care sunt ca un fel de imprimeu pe decor. Și ceea ce este tipic încă pentru această perioadă sunt umbrele foarte mari și colorate, cum era și la lucrarea anterioară, Micul violonist.
Deci un decorativism, simbolism și mai ales sentimentul german, acest sentiment care se îndreaptă adeseori înspre aspectele triste sau mai expresioniste ale existenței. Următoarea imagine. Și iată aplicat la realitatea românească, tot din perioada aceea, 1922, avem un car cu boi. Este oarecare influență grigorescheană, pentru că nu a existat pictor, nici măcar avantgardist, cum ar fi Victor Brauner, care să nu fi fost de la bun început și expresionist. Dar observăm încă aceeași tradare prin suprafețe mari decorative și două planuri, deși aici se sugerează mai mult o adâncime a peisajului. Următoarea imagine, vă rog. Decisiv este anul 1929, când primește Rudolf Schweitzer cumpăna prima influență sudică puternică, face o călătorie în Grecia, începe să se simtă soarele arzător. Soarele arzător este un leitmotiv în lucrările sale cu țărani de mai târziu, și față de romantismul școlii müncheneze întreptat înspre tematica socială, tematica socială oarecum va fi păstrată, dar nu mai este subiect, pictura este subiectul. Deci aici apare soarele arzător și apar culorile tari. 1929. Următoarea imagine, în 1931, când deja avea 45 de ani, pictorii se maturizează greu, dar sunt străluciți până la 80-85 de ani. În 1931 întreprinde o călătorie la Paris, da, despre care va vorbi mai mult doamna Antonescu. Deci este o a doua influență majoră exterioară culturii germane. Și următoarea imagine, tot din 31, acestea două vreau să vă spun că au fost vândute la Drouot acum 2 ani, deci imaginile care le-ați văzut până acum, unele sunt de la din muzee, altele de la case de licitație. Acestea au fost vândute la acum 2 ani, la Casa Drouot, o casă de licitație cea mai importantă pentru licitațiile de zi cu zi din Franța. Și pentru că ei nu știau despre cine este vorba, era scris doar școala franceză, deci École de Paris, școala de la Paris. Și au pornit de la 200 de euro. Vreau să vă spun că sunt mulți români specializați care urmăresc ce se întâmplă acolo și iau repede lucrările, nu rămân la 100-200 de euro și până le întâlnim aici la noi la câteva mii de euro, pentru că actualmente o lucrare Schweitzer cumpăna a ajuns și la 12.000 de euro, prima imagine aceea, micul artist. Și de această creștere spectaculoasă a valorii de piață a operei lui Schweitzer cumpăna este în mare măsură responsabilă și doamna doctor Apostolache și fundația ei,
care a făcut să vorbească foarte mult despre pictor. Următoarea imagine. Ei, și iată că lecția Soarele Arzător ajunge la maturitate. Este această lumină dură, contraste puternice între galben și negru, roșu și negru. Rămâne tematica țărănească, pentru care Schweitzer Kumpan a fost lăudat de la bun început și de Iorga și de Nichifor Crainic. Și următoarea imagine. Acum, deci, după și această lucrare s-a vândut la Artmark, se pare tot așa, 10-12 mii de euro. Este... aici avem contrastul roșu cu negru, un pic de galben cu negru, deci rămâne la această, să zicem, sobrietate germană a culorilor, se încarcă de pastă lucrările, el folosea pensule tocite pentru ca să poată pună, să poată clădi mai multă pastă pe lucrări. Următoarea imagine. Eu am încercat așa cu această sintagmă Soarele Arzător să fie două cuvinte așa de recunoscut imediat această perioadă a maturității, perioada în care a produs el capodoperele propuse pentru a fi acum parte din Tezaurul Național, cum este și această lucrare care se află la Muzeul de Artă din Pitești. Următoarea lucrare, și aceasta se află tot acolo, este un portret de fată, tot așa propus pentru tezauri, este iarăși contrastul ăsta roșu, galben și o culoare foarte închisă, și acest tablou este propus pentru Tezaurul Național. Următorul, portret cap de bătrân, de asemenea de la Muzeul de Artă din Pitești, aceleași caracteristici. Deci după 45 de ani ajunge la această maturitate, este perioada în care primește comandă de la Palatul Regal, alături de mari alți artiști pentru decorarea acestuia. Deci decorează Iosif Fizer, Nicolae Dărăscu, Ștefan Popescu, Cecilia Cuțescu Ștorc și Rudolf Schweitzer Kumpana, Palatul Regal cu fresce. Deci asta înseamnă deja o integrare deplină. Regina Maria și Carol al II-lea i-au cumpărat din lucrări. Următoarea imagine. Aici este o lucrare care splendidă, care s-a vândut la Mona Visa. Ce se întâmplă? Datorită pieței de artă au apărut multe lucrări necunoscute, foarte bune. Imaginea nu e de înaltă rezoluție ca să vă puteți da seama cât e de bună această lucrare, este și ea demnă de patrimoniu național. Următoarea. Și aici este, pentru cei care ați participat și la Muzeul Vasile Grigore, este un colț din sufrageria artistului. A muncit mult pentru această casă și și-a dorit să o stăpânească sănătos și în voie bună, așa cum el însuși a zis. Împreună cu soția lui, care prima soție,
era și fiica unui pictor, Constantin Pascali, deci era altă modalitate de a se integra în societate. Și următoarea imagine, o lucrare, un autoportret realizat cu 4 ani înainte de a dispare. Trebuie să recunoaștem că și regimul care a urmat l-a onorat, a devenit profesor universitar, astfel beneficiind generațiile tinere de învățăturile lui, și a fost declarat maestru emerit al artei, ceea ce nu era doar un simplu onor, ci însemna și o indemnizație de genul cum se dă în ziua de astăzi la academicien. El, în ultima parte a vieții, când au dispărut rigorile realismului socialist, cam după 60 nu prea s-a mai discutat prea mult despre realismul socialist și nu mai era impus cu forța în mișcarea artelor plastice, și atunci puteau să marii maestri ai perioadei interbelice, cum era și Rudolf Schweitzer, Kumpana, fiecare cu metoda lui să predea generațiilor sale. Și așa cum se poate vedea din acest autoportret, până la bun sfârșit, el a fost un desenator de mare forță, iar din punct de vedere cromatic, ceea ce a spus colega Ruxandra Dreptu referitor la un expresionism cromatic al picturii lui Schweitzer Kumpana, deci o alăturare dură și gravă de roșu pur, galben pur și negru, uite, aproape culorile naționale ale Germaniei. Dar el este expresionist numai în formă, pentru că din punct de vedere al sentimentului el se înscrie în clasicismul picturii românești, adică într-un soi de eternitate a unor alumii țărănești, deși era la rândul lui conștient că vor dispare, așa cum a dispărut și satul lui pe care îl îndrăgea atâta Kumpana, satul în care a copilărit, care a dispărut sub lacul de acumulare de la Vidraru, dar perenitatea acestei seninătăți de a contempla lumea, aceasta este partea românească a neamțului Rudolf Schweitzer Kumpana. Deci vine din Germania, deci vine din Elveția, familia lui, nu știu cum e cu Elveția. Da, el ca nume se numea Elvețian, așa cum la noi avem rusul, nu, sau grecul. Că se trăgeau de acolo. Schweitzer înseamnă elvețianul, dar era bunicul lui. Și părinții acestuia au plecat din Elveția. Probabil erau niște discuții în familie legate și de înclinarea spre luteranism, care în Germania era mult mai acceptată, dar primul om din familia Schweitzer care a venit în România a fost Christian Schweitzer, bunicul pictorului. El a întemeiat familia care a crescut și numeric și pe parcursul vieții, a anilor, foarte mulți
descendenți, au ajuns chiar personalități importante. De asta mă voi ocupa eu într-o carte în care am început să scriu, dar mai am până la capăt. Pentru că e interesant de știut și rădăcinile și ramurile acestei familii. Și în primul rând, deși erau imigranți, cel puțin în ce privește pe Schweizer Cumpăna, niciodată n-a acceptat să plece din România. Și la Paris, pentru că la Paris, o să spună colega, a participat nu numai cu expoziție personală, dar cu, împreună cu pictori francezi și pictori din alte părți ale lumii, a expus și a avut mare succes. Și când a fost timpul să plece, după 2 ani de acolo, i s-a propus să rămână. Și a spus nu. Și a venit și aici și a încheiat viața, deși de multe ori nu i-a fost ușor nici lui. Cu multe lucruri. O să, dacă e timp, o să vă mai spun sau mă mai și întrebați, dacă doriți. Eu se pare că sunt... mai este un domn care e în sală, care l-a cunoscut pe pictor. Într-o relație, eu de-abia l-am cunoscut pe calea asta, fiind în cimitirul luteran, a văzut placa și numele pictorului și m-a întrebat ce legătură am, că a văzut că pun acolo flori și atunci mi-a mărturisit că l-a cunoscut probabil când erați copil sau... Și iată, mai sunt și alți martori ai vieții acestui mare pictor. Iată, dar eu îmi propun să mai... Lasă, că le combinăm așa, nu e nicio dată. Eu n-am început expune pentru că am zis să vorbesc despre puțin despre perioada pariziană. Vreau să spun că despre Schweizer Cumpăna eu am avut preocupări în tinerețele mele când eram geograf la Cău. Am încercat să-i prund fotografia și opera lui, punându-l în meza muzeului de acolo. În 1960 am descoperit la primăria orașului o listă cu lucrări pregătite de faia pictorului Băvan, Căoare 2 și cu pregătire profesională, dacă place. Am deferit de primărie listă lucrări doate pentru a înființa o pinacotecă în orașul Bacău. Aflasem că prin ce au dat pentru acest scop, era și Schweizer Cumpăna. Spre nefericirea mea, în fondul de lucrări de la primărie, pe care l-am luat, l-am ridicat cu comisia, așa cum se face de obicei, nu exista lucrarea lui Schweizer Cumpăna. Probabil că multe din ele dispăruse și erau înlocuite cu cuvântul tablou. Tablou însemnând portretul lui Stalin într-o ramă sau portretul lui Deș, așa mai departe. Cineva le înlocuise cu aceste imagini. Mai târziu, cunoscând-o pe doamna directoare la muzeu din Ploiești, care era, era în tineri, dar venise doamna într-o comisie ministerială, într-o inspecție la muzeul din Bacău, cum se făceau atunci comisiile, am cunoscut-o și de atunci pot să spun că am rămas prietene. Mi-a dăruit între timp, chiar după înființarea fundației, mi-a oferit un document din care reieșea donația făcută de pictorul Schweizer Cumpăna. Scrisoarea, documentul era o scrisoare a Ceciliei Cuțescu-Ștor, care era președinta Sindicatelor Artelor Plastice, care îi mulțumea lui Schweizer Cumpăna și cu specificația pentru lucrarea oferită Bacăului și domnului ministru Cancicov pentru înființarea pinacotecii de la Bacău. Încă o dovadă că acolo trebuia să fie această lucrare. Din păcate, nici până la ora actuală, probabil pe parcurs, când se vor face licitații, când vor vinde și provinciale lucrările, o vom afla și pe aceasta, dacă noi vom mai trăi, dar nu cei din urma noastră. M-a preocupat această
personalitate artistică și am încercat pe parcursul anilor să fac și câteva articole, câteva comunicări științifice pe care le-am ținut în cadrul muzeelor din țară. La aceste comunicări aduceam mici contribuții, bineînțeles, referitoare la activitatea pictorului. Prietenia lui cu Tudor Arghezi, mai pomenise și alții, dar din documentele pe care le-am scotocit la doamna Zoe, așa, în arhivă, nu, da, are o un vagon, aș spune, o ladă întreagă de documente care încă pot fi cercetate și folosite pe mai departe. Printre intervențiile mele, mi-aduc aminte că în 2008 am avut una referitoare la pregătirea lui Schweizer Kumpane la Berlin. Deci, mai devreme a fost. Nu, în 2008. În 2008 a fost, unde am cercetat activitatea lui ca student, dar mai ales profesorii care i-a avut acolo. În publicația Caietelor există materialul respectiv în 1904-1909 el a fost la Berlin. Și această perioadă este studiată, ca să spun așa, și dată publicului în caietele respective. Am zis eu între timp că ar fi bine să-l urmăresc pe această linie a pregătirii lui profesionale. Și m-am oprit în ultimii ani, după ce am văzut în 2008-2009 activitățile la care a participat doamna președintă, la Piatra Neamț, acolo unde a făcut împreună cu muzeul în Piatra Neamț și Botoșani, a făcut o expoziție închinată lui Schweizer Kumpane și studenților. La Piatra Neamț avea logică această expoziție, pentru că era pictorița Iulia Hălăucescu, care îi fusese studentă. Și, bineînțeles, acolo am avut și noi intervențiile noastre, iar muzeul din Botoșani a participat cu o microexpoziție care m-a impresionat prin cele câteva lucrări din perioada pariziană, care a spus eu că m-ar interesa ca un alt moment de pregătire a pictorului. Tot în 2008 ne-am dus, tot împreună, nedespărțite, tot în 2008, la Sibiu. Da, la Sibiu, la centru Toici, eu îi ziceam Mati Stoici, dar el e Fredric Toici, pentru că mă ocupasem cândva de Mati Stoici, îl aveam în suflet pe acest pictor căruia i-a făcut la Berlin mai în tinerețe o expoziție. Iarăși, la Sibiu, am avut ocazia să întâlnesc din nou lucrări realizate de pictor la Paris. Vreau să spun că contactul parizienilor cu arta lui Schweizer Kumpane a fost ceva mai devreme, în 1925, când România a organizat la Paris o expoziție de artă veche și modernă, la care a participat și Schweizer Kumpane cu pictura din țara noastră. Apoi, în 1931, după peregrinările lui în Germania și apoi în Orient, spuse și colega mea despre această perioadă luminoasă și foarte productivă, s-a hotărât ca pentru o lună de zile să se ducă, să vadă, să se instruiască și la Paris. S-au pregătit împreună cu soția și la Paris au fost așteptați de un prieten. În gara Lyon i-a întâmpinat și i-a ajutat să-și găsească și o gazdă. Și doamna Zoe Apostolache povestește cu multă căldură și mult har, aș spune, de povestitor. Mi-a plăcut foarte mult articolul din Argesis, parcă îi spune revistei, perioada aceasta de la Paris, cum Aurelian Păunescu, întotdeauna îl pun în legătură cu Adrian, ca să mi-aduc aminte numele lui, s-au străduit să fie cazați, să fie anturați și, în cele din urmă, să-l ajute să și expună. În
vara lui 1931 expune câteva lucrări la expoziția artiștilor francezi, care acum se înviorau după o perioadă ușoară de decădere a acestei societăți, expune și el, este apreciat, și mai departe acest prieten încearcă cu multă asiduitate să-l ducă peste tot în Paris și să vadă unde dau de o sală de expoziție. Și în fine găsesc pe doamna Jean Castel, care este galeristă, și îi se prezintă lucrările. Doamna este încântată, îi admite sala respectivă, dar spune, facem catalog, dar merită o prezentare deosebită această expoziție. Unde să se ducă? Și atunci, prin acest prieten și alții, reușesc să ajungă la vestita doamnă Văcărescu, Elena Văcărescu, care, ambasadoare, scritoare, era foarte ocupată, îl roagă să nu se spere să vină cu câteva lucrări să fie văzute. Bineînțeles că pictorul avea în mapă și o serie de lucrări aduse în țară și deja lucrase și la Paris. Se duce cu o mapă de lucrări, Elena Văcărescu mâine încântată de ce a văzut, și îi face prefața catalogului, foarte frumoasă, o avem și în arhivă. Fac o paranteză, îmi cer mii de scuze, dar eu am pregătit un stick care mi-a fost adus mai ieri după amiază, neprelucrat, în sensul că așa cum le-a fotografiat pe dreapta, pe stânga, cu sus în jos, eu n-am avut nici aparatură, nici când să pregătesc să vi le pot proiecta, dar am tras o fugă la Xerox-uri și le-am... Da, aș fi vrut să le înfig undeva pe un panou, dar mai bine le treceți din mână în mână. Ele sunt, le-am selectat pe cele de la Paris, pentru că am spus eu să grupez vorbele mele în această perioadă. Deci Elena Văcărescu îl apreciază în expoziția din 31, deci a doua ar fi organizată în perioada pariziană. Și în catalogul respectiv spune, nenumărat artiști străini s-au priceput să însufețească sub ochii parizienilor farmecul și vraja patriei lor. Nu știu să fi reușit cineva mai bine ca domnul Schweitzer Cumpănă, realist, căutând doar acea desfătare a adevărului ce constituie marea voluptate a artistului, domnul Cumpănă ne oferă o seamă de pânze frământate și radioase, cărora orientul le împrumută lumina lui cu lucire argintii și în care viața de fiecare zi a țăranului ni se înfățișează în toată blândețea ei frustă. Bineînțeles, aici sunt două fraze din două pagini pe care Elena Văcărescu le scrie în franceză, bineînțeles, catalogul este în franceză, am și lista cu 30 ceva de lucrări pe care le-a expus la galeria Jean Castel. În anul următor, ea are o expoziție tot la artiștilor francezi în anul 1931, dar mai importantă expoziție, o face o expoziție personală în 32 la artiștii francezi, unde expune vreo 6 lucrări. Între aceste 6 lucrări, Schweitzer Cumpănă dă și una dintre ele, care se numește La Rue de la Tombe Isoie. Eu nu v-am dat-o așa, pentru că aș vrea să mă opresc asupra ei puțin, vă înaintez acușa. Este vorba de o lucrare foarte apreciată. Dintre cele 5 lucrări cu care el participă la expoziția artiștilor francezi din 1932, 4 sunt vândute, aceasta rămâne, se întoarce cu ea în țară și există în colecția Schweitzer Cumpănă. Acum ea a primit expoziția respectivă și participarea lui Schweitzer Cumpănă a primit foarte multe aprecieri elogioase din partea multor critici de artă și străini, dar și în țară, pentru că soția avea grijă întotdeauna să trimită în țară toate ecourile
din străinătate și atunci și în țară criticii de artă preluau și comentau tot ce se întâmpla în Franța. În Le Temps, în 1932, Thibaut Sisson spune, printre altele, pânzele rue de la Tongizoar și l'étang ale românului Schweitzer cumpănă, deci e vorba de două dintre cele cinci, sunt ale unui om care își cunoaște meseria, dar care caută și merge mai departe decât aceasta. Noi îl vom regăsi într-o zi sau alta cu o personalitate încă mai bine definită. Și în același timp, critic de artă, Félix d'Orsay, bineînțeles că toate astea sunt în reviste franțuzești. Aici sunt câteva fragmente traduse. Acest Félix d'Orsay spune, în peisajele sale, Schweitzer cumpănă caută exclusiv adevărul, care este marea sa voluptate. El se elevă publicului francez prin variate izbânzi de sensibilitate. Personajele, naturile moarte, viața populară executate în România, toate într-o gamă sumbră și caldă, poartă pecetea gravități picturale. La Paris, Schweitzer cumpănă a fost supus unei vrăji, căreia nu i s-a putut sustrage. A pus pe paletă tonuri și culori clare și a voit să celebreze dulceața nuanța cerurilor, râurilor și câmpurilor noastre. Impezimile acoarelele ce au fost inspirate de plimbările încântătoare pe malul Resenii pot fi socotite acoarele franțuzești și nu numai prin rațiunea motivului, ci și prin gravitatea cu care ele au fost luate. La Paris, spuneam, că a avut expoziții, eu am și imagini din expoziția Jeannette Castel, pot să vă arăt dintre ele așa câteva, fotografii am văzut și la arhiva fundației, dar important este că aceste imagini împreună cu multe altele, pe care iarăși vreau să vi le dau să le răsfoiți, sunt la Muzeul Național de Artă, la secția de documentare. Și ce am înțeles din toată arhiva aceasta a Muzeului de Artă, este că în 1948 a intrat o colecție foarte mare de lucrări de artă de la Muzeul Saint-Georges. Aflăm din respectiva documentare că la Saint-Georges, la rândul, aceste lucrări, multe la număr, aici n-am decât cele cu nuanță pariziană și cu teme parizine, au fost donate Muzeului Schweitzer Cumpănă de către artist. Încă dinainte de 48, vedeți bine că artistul încerca și reușea să facă patrimonii în muzeele țării. Dar probabil vă va spune și doamna Zoie că el a donat și publicațiile prevăd acest lucru, consemnează acest lucru, el a donat și la Pitești foarte multe lucrări, la Galați, la Craiova, la Alba Iulia, printr-o donație făcută unui preot a ajuns acolo. Legat de cuvântul donație, morbul acesta cred că l-are și familia, pentru că doamna Zoie ar dori să doneze Franței măcar o lucrare care să meargă acolo într-unul din muzee, să se întoarcă acolo de unde a fost făcută. Este vorba de lucrarea care v-am dat-o la urmă, la Rue de Tongizoar, da? Care o are acasă, care este din perioada 1931-32 și căreia deja i s-a făcut documentația respectivă, ceea ce n-am propus eu până acum și aș propune pe mai parte, ar trebui făcut o documentare în sensul unui diapozitiv mare, de mărime naturală a lucrării respective, care să fie pus acolo de unde dispare din colecție. Să rămână pentru totdeauna în țara noastră această lucrare care a fost la noi și care a plecat cu această donație din partea... Eu îmi cer scuze că n-am putut să vin cu lucrările să le proiectez, dar îmi mențin dorința de a face ceea ce n-am putut astăzi, o expoziție pe urmele
artistului la Paris, pentru că am depistat până în prezent peste 30 de lucrări care sunt în țară, la Muzeul din Botoșan, la Muzeul din Alba Iulia, lucrări de pictură, uleiuri, fără să mai menționez că la Academie sunt foarte multe lucrări de grafică, acoarelă, printre ele sigur că mă interesează cele cu Parisul. Vă spun, pentru reconstituirea unei expoziții există suficiente lucrări. Da. Numai eu am xeroxat aici vreo 20, dar atâta am zis că e suficient pentru a ilustra puțin perioada pariziană. Însă, nu știu, ori anul acesta, ori pe mai târziu, eu vă ajut. Nu știu, poate Botoșanu, poate Botoșanu să facă, nu știu. Nu? Aici, unde doriți, eu cu plăcere pun toată documentația pe lângă ce aveți dumneavoastră. Și vă ajut la organizarea acestei expoziții, pentru că am spus care este soarta lucrărilor de la Paris. Soarta lucrărilor de la Paris este cam ce am spus. S-au întors multe în țară, au intrat, mă refer la cele care s-au întors în țară, au intrat în muzee și colecții particulare, deci ele există și merităm și noi să le vedem odată pe toate la un loc. Parcă aș fi Ceaușescu care a zis: Grigorescu, cu tot ce ți-aduce aminte, cu tot ce a făcut să fie pus la muzeu de artă în tot muzeu, așa și eu. Tot ce se găsește legat de Paris, documentare. Eu zic că suntem partizani. Da. Pentru că după, și cu asta închei, că după perioada întoarcerii lui în țară, să știți că lucrările de la Paris s-au mai figurat la Ateneu Român, la Sala Dales, și la Cotroceni, asta și mai târziu, dar vreau să spun că atunci, proaspăt, în timpul vieții lui, el și-a mai adus aminte de Paris și la expozițiile personale sau la expozițiile colective participa. Ultima, parcă în 40 și ceva, cu Bretania, o lucrare care din nordul Franței a fost expusă. Documentarea există, da, o să... Te-aș completa cu... De ce m-am hotărât eu să donez statului francez, eu, o pensionară din România, o lucrare? Pentru că am aflat de la regătatul Radinescu un lucru pe care nu-l știam. Prin intermediul academicianului și criticului, istoricului atât de mare, George Oprescu, având prieten la Paris, a reușit ca din lucrările expuse de mari pictori români acolo să se rețină ce era mai frumos și mai valoros, și există o asemenea colecție la Muzeul din Lyon. Acolo va merge și lucrarea despre care am vorbit prietena mea și este o primă încercare de a ieși din vară cu Schweizer Cumpăna. Tot domnul Petre Oprea, un ilustru critic artă, care l-a cunoscut pe Victor, mi-a spus, după ce am făcut un șir, să nu luați drept laudă. Sunt niște realități și îmi pare bine că am avut puterea să le fac. După ce am organizat în București o serie de expoziții adesea importante, nu foarte mici sau așa, fugitive. Acest domn care ne... domnul Petre Oprea, de care spuneam, mi-a spus: draga mea, e timpul să ieși cu pictorul în afară. Dar cum poți să ieși în afară ca o simplă fundație care nici nu produce bani, nici nu are prea mare sprijin? Eu știu, nici de la populație și nici de la organismele care ne conduc cultura, așa că am ales deocamdată această cale. Un tablou care încape într-o servietă și care poate fi ce e un lucru foarte bun, că știți, înainte nu puteai scoate un lucru de patrimoniu. Acum, serviciul de direct de patrimoniu acceptă și fără taxă și fără nimic să expediezi o lucrare sau mai multe. Este un lucru bun, măcar acesta, după ce
am trecut în altă epocă. Eu, după ce am vorbit aceste două doamne și le-a făcut plăcere tuturor, aș vrea să vă rețin atenția cu câteva mărturisiri, destăinuiri despre fundația care există de 15 ani. Da, și care, mă rog, nu e nici jumătate de secol, nici un secol, dar totuși, în condițiile care le cunoaștem cu toții, nu a fost prea ușor, fără să iau eu niște merite, dar încet, mai ales anul acesta, fără să merg eu sau cineva din fundație să rugăm Cotroceniu să ne facă expoziție, Cotroceniu a apelat printr-o persoană care e permanent colaborator, generalul Parizescu, Cotroceniu ne-a rugat să venim să facem acolo o expoziție prin care muzeul își servează 20 de ani de existență. Știți că muzeul Cotroceniu a devenit muzeu după Revoluție. Și iată, sper pe mai departe, dacă nu eu, cineva care să ducă continuare această activitate, ar fi foarte bine dacă ar fi așa. Eu, poate vă întrebați, dar de ce ai făcut această fundație? În primul rând, știe toată lumea care l-a cunoscut, fie direct de la dânsul, fie și de la alte împrejurări, din alte împrejurări, că pictorul nu a fost întotdeauna apreciat așa cum ar fi trebuit. A existat și va exista mereu invidia intercolegială. A avut și critici negative. Nu, dacă Iorga l-a apreciat, dacă Casa Regală l-a apreciat și mulți alții, au găsit oameni care să spună... Le poți să ne spui mai mult? Da. Relația cu Casa Regală a fost prin 1927, când pictorul locuia în strat Budișteanu. Era oarecum vecin cu reședința din București a Reginei Maria. După primul accident cerebral, dacă ce părere ai, fiind muzeograf și eu, mă rog, discutam altfel, deși nu eram în domeniu, dar îi plăcea să-mi mai ceară părerea. Dacă eu nu voi mai fi, crezi că opera mea va mai fi admirată, va mai fi prețuită? Am rămas, bineînțeles, destul de mirată, că mie îmi plăcea așa de mult cum lucrează și nu numai mie, încât am zis, cum puteți să spuneți, maestre, așa ceva? Și mi-am amintit după ce dânsul n-a mai fost și de lucrul ăsta. Și am zis, poate că a fost un apropo. Și am înțeles că trebuie într-adevăr promovat talentul lui, măreția lui morală, că a fost un om tare bun și fără șovinisme și fără răutăți. Și spunea întotdeauna, îi iubea și pe țigani, dacă vreți să știți. Și eu păstrez tradiția la noi, la poartă, vin toți țiganii care au nevoie de ceva la noi. Și sună și sună, nu contează la ce oră. Dar și eu și soțul meu zicem, domnule, și ei au stomac și ei trebuie ajutați. Iar maestru îmi spunea un vecin mai în vârstă că la un moment dat când trecea un grup de țigani cu spoit vasele de aramă, imediat i-a pus să facă în mijlocul străzii un foc și să i-a pictat cât ai zice pește. Lucra cu o viteză extraordinară, foarte repede picta. Și de asta se și explică de ce a realizat atâtea lucrări, că nici nu se știe câte. Nimeni n-a putut să facă un inventar, mai ales că au mai ieșit din țară și când au ieșit,
Tot greu era. Tot domnul Oprat, scuze mă, apropo de câte lucrări a făcut. Domnul Oprat spune așa că un pictor profesionist de pe vremuri, care se respecta, lucra cam un tablou pe săptămână. Deci cam 50 de tablouri pe an. El, dacă a lucrat din 1911 până pe la începutul anilor 70... De unde zici? Din 1911, deci de la 25 de ani. Nu, mult mai devreme. Da, atunci nu era încă profesionist să facă unul pe săptămână. Da, nu, numai din 1911. Da. Cu 50 de ani, da? Socotim numai 50 de ani, da, până da, 61. Da, deci știu că și Radu mai spunea. Da. Deci oricum, dacă socotim numai 50 de ani și 50 de tablouri pe an, avem 2500 de ulei. E, bine. Și el fiind neamț și harnic, mă întoarcesc. Făcea, sunt nori, dragii mei, trei, fetelor da, dragi, dar acest lucru a fost folosit de potrivnicii lui Schweitzer, colegi sau mai ales, nu știu, eu am aflat încă din epoca, de-abia în epoca trecută. Toți spuneau, fiind și eu om de muzeu, când ajungeam într-un muzeu de art, întrebam dacă au și lucrări de Schweitzer de pe atunci. Și mi se răspundea, nu, pentru că a pictat prea mult și opera lui n-are valoare. Atunci tot un pictor mi-a spus, bine, dar dacă eu pictez toată viața mea numai 5 tablouri, înseamnă că eu sunt mai valoros decât Schweitzer, cum până, nu? Erau niște aprecieri absolut, ziceți-le dumneavoastră cum. Da, vă închipuiți dacă poți gândi așa, dar specialiști, așa cum spunea și prietena mea, Micaela. Am făcut o carieră, nu? Făcea una pe zi, Fabrizul Stan, o știți. Da. Dar e vorba de ulei. Uleiul care e o lucrare mai elaborată. Deci, ca un contraexemplu, sunt în muzee 2000 și ceva de lucrări de Andreescu. Ori Andreescu n-a lucrat decât 8 ani. 850, mai mult de 400 de lucrări n-avea cum să facă. De asta o viață întreagă s-a luptat Radu Bogdan cu falsurile Andreescu. Iar acum foarte curând o să începem să ne luptăm cu falsurile Rudolf Schweitzer. Da, deja sunt foarte multe. Pentru că uitându-mă pe internet după imagini, foarte multe imagini nu mi-am permis să le iau. Pentru că era ceva dubios acolo. Da. Mai ales apar așa zisele chilipiruri pe ocazii roșii, pe așa. Deci se produc falsuri și Rudolf Schweitzer. Știu și de mult. Are un anumit notorietății. În momentul în care ceva a ajuns să valoreze 1000 de euro, da, e normal. Se știe și unde sunt făcute. Oarecum normal. Sunt făcute... În Republica Moldova? Da, și israelienii se plâng că a invadat pictura din Republica Moldova și altceva nu mai cumpără oamenii, că sunt și mult mai ieftine, îți dai seama, nu au prețuri de galerie. Asta e și... Ce anume? Studenții, alt ieșită în afară, cu studenții. Despre studenții nemți. Cu studenții, da. Ei, formă să nu creadă lumea că mă laud. Da. Pentru studenții din Germania mi-a venit ideea să fac, să mă adresez universității din Berlin, pe care a urmat-o și Schweitzer Cumpăna, dar sub altă firmă, Academia Regală de Artă din Berlin, cu pictorii celebri de care a vorbit și doamna Antonescu. M-am gândit, stai, domnule, dacă și pictorul nostru, așa zic mereu, pictorul nostru a învățat acolo, dar colegii și profesorii de astăzi, lor fi știind, colegii studenți, adică, și am făcut o scrisoare cu o copie după diploma de absolvire. Asta a fost marele noroc
că atât prima doamnă, cât și a doua mătușa mea au păstrat și așa mici bucățele de bilet, de scrisoare, de... și mai ales lucrurile importante, documentele au păstrat cu sfințenie. Am lucrări, două lucrări, dar prea vechi, de, cu care a concurat la examenul de admitere. Nu ți le-am arătat. Asta nu ți le mai arăt, că le divulgă. Că le divulgă. Oricum, apropo de asta, să știți că nu este ușor să ai în dotare o colecție prețioasă. Adică trăiești și cu grijă, ai și grija restaurării, pentru că s-au mai stricat, nu? În atâția ani s-au mai deteriorat. Și toate astea, pe de altă parte, iarăși vă spun ca o sinceră mărturisire, prietenele de față mă cred că știu deja, dorința mătușii a fost să nu se strice deloc colecția și să fie păstrată. Nu știu la ce s-a gândit, dar cât a trăit, întotdeauna le privea așa, cu, ca și prima dată, ca și cum le vedea. Și mereu chiar doamna de aici de față știe că la un moment dat și-a exprimat sau a gândit numai, da, știu eu dacă nepoata mea le va păstra cu sfințenie. Și mă mai suspecta mai când lipsa de undeva un tablou pentru că era la înrămat sau nu știu ce, se uita mai lung și mă întreba din ochi. Și atunci, după ce a trecut o vreme, noi am îngrijit-o 6 ani la noi acasă, 6 ani la ea aici. Și la urmă am avut bucuria că i-a mărturisit prietenii prin care am cunoscut-o pe doamnă. Mi-e jenă că am gândit așa despre nepoata mea, că uite, nu s-a îndurat nici ea să vândă nimic. Așa că noi suntem un fel de săraci oameni bogați, pentru că dacă nu vinzi, dacă te referi numai la pensie, vă închipuiți că nimeni nu e bogat în România când se pensionează. Dar le iubim și nu ne imaginăm casa, care nu e o casă, un palat, e o casă mai mică, dar e cu multe semnificații și, așa cum spunea doamna Varga, s-a păstrat și noi la rândul nostru la fel, pentru a toci pensulele, le-am arătat prietenilor, la scara care pleacă din atelier, pe un perete ștergea tocmai ca să-și torcească pensula și a rămas ca atare, ca un tapet inedit, nu? Document. Făcut de pictor în alte scopuri și care i-a supraviețuit. Sunt multe de spus și mă bucur că am fost eu aleasă să fac fundația și să... Pentru că nu știu dacă oricine ar fi fost dăruit și sufletește și fără asta nu poți să faci nimic, nimic. Și în meseria mea de muzeografă am iubit-o, am avut fericirea să fac și acolo niște lucruri unice, dar din păcate, după pensionare, este o lege, am înțeles. Cine pleacă la pensie și e urmat firește de altul mai tânăr, prima grijă este să distrugă tot ce a făcut precedentul și chiar și în muzeografie. Dacă greșesc, sunteți muzeografe. Sunt câteva excepții extraordinare, dar câteva. Sunt prea puține, da, știu. Și știu. Da. Așa. Și vă spun... Poate toate meseriile o fi așa. Da, toate meseriile, nu știu dacă în toate, dar la muzee e trist că ce faci odată. Bine, uite, s-a demontat muzeul Antipa. Nu că sunt eu biologă, dar muzeul în sine era un lucru de patrimoniu. Cu mâinile lui, doamna și domnul Antipa aranjau dioramele. Acum vrea să pună lumini, nu știu de care, și colorate și...
Și iată că merge greu și bani nu sunt și s-a distrus un lucru care era un simbol extraordinar văzut la vremea lui de toată Europa. Veneau personalități și Antipa e ghida în muzeu. Sunt dureri care, dacă te implici într-o profesie, nu poți să nu le trăiești. Ce să vă mai spun, că doamnele acestea pe care le îndrăgesc de mult, mi-au tăiat din discurs. Ați vorbit așa de... Eu n-am vrut să mă repet cu o intervenție pe care am avut-o eu la o lansare de carte despre o călătorie imaginară pe urmele lucrărilor lui Schweitzer, cum până la Paris. Eu v-am oferit aceste imagini, dar n-am spus despre ele nimica. Și nici mă abțin acum să mai spun, dar se poate face o călătorie așa în tot Parisul, în toate cartierele da, lui. Da. Și o rudă, de a, că eu am depistat toate rudele, toți studenții care i-a avut, am făcut așa un fel de asociație pro-Schweizer Cumpăna. De pildă, ce m-a încântat la voi, la UNESCO, am avut, n-ai fost tu atunci mai demult, sau nu ne cunoșteam. A fost un pictor mai tânăr, nu știa de fundație și noi am avut o manifestare acolo, un simpoziu și întrebat, dar a văzut el că e ceva despre artă, despre Schweizer Cumpăna și la urmă când l-am întrebat, sau eu sau altcineva, nu mai știu, ce părere ai despre ce s-a întâmplat aici? A răspuns dezinvolt. Ce să spun? Am dedus că Schweitzer Cumpăna trăiește. Asta așa mi-a mers la inimă pentru că din câte am prezentat atunci, că am făcut una, că o expoziție, că un, nu știu ce și un film, că am făcut și film. Aveți un curs la personalitate, în da. Și, vedeți, o vorbă sau o propoziție, dacă cineva ți-o spune sincer și spontan, te ajută în a continua ceea ce se face. Eu, sigur că ar trebui să facem o șezătoare, cumva, să vă spun câte știu de la pictor, dacă am avut șansa să-l cunosc. În primul rând, asta e motivația. Am avut șansa să-mi spună niște lucruri pe care le-a gândit și poate și până pe patul de moarte. Trebuie să fac ceva și îmi pare bine că am putut să fac. Dar niciodată nu-i destul, niciodată și tot mă frământ este durerea cu casa, casa de la Pitești, care e încă existentă, dar după ce părinții copiilor Schweitzer au plecat, fiecare după căsătorie, după nu știu ce, casa s-a tot vândut, știți, de cursul mai multor generații. Acum nu arată bine și n-a arătat de mult bine. Are așa o mică placă memorială în care apare anul Republica Populară Română 1960 și anul trecut când încă nu începuse, nu, acum 2 ani recesiunea, proprietarele casei, două surori sunt, au cerut €1.000.000 să vândă casa. Casa firește lăsată în paragină ani și ani, chiar dacă a fost locuită, dar probabil tot cineva vârstnic a locuit acolo și iată. Nu s-a putut. A intervenit ambasadorul lui Camp în scris. M-am dus la Consiliul Județean, președintele Consiliului Județean. Da, 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 și da, a rămas, dar casa nici nu s-a vândut și acum cine să dea €1.000.000? Biserica din localitate, din Pitești, Biserica Luterană, care a avut școală,
în incinta. A fost o biserică, întotdeauna bisericile luterane au și o parte culturală și de informare. Și acum stă să cadă, stă să pice. Și directorul muzeului m-a rugat eu să încerc să văd dacă cumva conducerea bisericii de la Brașov, părintele de acolo, Plaier, a fost aici la Biserica Luterană, a funcționat, îl știi, nu? Da, și un om de înțeles. Să vedem dacă va răspunde. E mai rău dacă, așa spune și directorul muzeului, dacă pică numai un perete, municipalitatea va fi gata să o dărâme cu totul, ca să nu le strice aspectul urbanistic. Sunt multe de făcut, dar nu știu, singur nu pot face nimic. Nu știu cu cine să mai fac. Mă gândeam să mă duc la Camera de Comerț a nemților, care are în conducere tot un german, și m-au zis că e om de treabă. Aș vrea să nu-mi închei cariera de președinte sau chiar viața până nu rezolv și acest lucru. Mereu mă gândesc la providență și mereu o rog să mă ajute. Vreau să vă întreb, de ce se numește Casa de Cultură din Bucureștilor și de când? Adică normal a fi liceul german din București se numește Hermann Ober. Nu se mai numește. Dar cum se numește? Acum de vreo 7 ani se numește Colegiul German Goethe. Da, nu potrivit după părere. S-a numit Hermann Ober, dar având în vedere, mă rog, dacă viața lui Hermann Ober în acea perioadă s-a considerat că e bine să se schimbe în Colegiul German Goethe. Această instituție se numește Felicire. Ea a fost înființată la 1 iunie 1957. Odată și a funcționat până în 1961, era un centru de întâlnire al germanilor din București, domnul Schuster. Membru fondator, singur. Și doar atât vreau să spun, în 5 septembrie am fost cu un grup de colegi, de studenți de la Cluj, la Mare, și când ne-am întors, am făcut o vizită la Casa de Cultură și era doamna adjunctă, Price, doamnă Price, bine venit, că am auzit dumneavoastră, ați vorbit pentru studenții la Cluj, nu vreți să țineți și o conferință aici pentru tinere? De aici, a doua zi am vorbit, prima când am venit și m-am considerat membru fondator al Casei de Cultură. Deci a avut o activitate foarte bogată, care este prezentată într-o broșură în 1982, care a apărut la Stuttgart, în limba germană, scrisă de primul director al instituției, Arnold Brett. Da. Broșura constă în special din anunțuri pe care existau în cotidianul german Norvec despre ce se întâmplă aici. Aveau coruri, echipă de teatru, profesori de la liceul german, expoziții, tot felul de lucruri pot să vă descriu, și cur de călătorie, și de atunci la început au fost cursuri de instrumente. Asta a fost primul care data trecută la Muzeul Vasile Grigore, deci Muzeul de Artă din Pitești se numește Schweizer Cumpăna. Mie mi se pare normal ca instituțiile germane din România să poartă denumiri de mari personalități germane, sași, șvab, care au... Știți ce s-a vorbit? Doar atât vreau să spun. În 1808 deja a fost atestat că comunitate din București, germană din București, avea o mare bibliotecă cunoscută și avea purtat numele de Schiller, Friedrich Schiller, biblioteca. A avut o motivație. Da. Am acasă acest volum unde este. Iar pentru și pentru că activitatea era atât de bogată în mijlocul Bucureștiului, în 1961 a fost închisă până în 69.
și ea și Petru Pășancă, pentru că casa maghiară se numea Petru Pășancă. Petru Pășancă e legată de România, a murit în Transilvania, e îngropat aici. E adevărat. Era legată de bibliotecă, fiindcă avea numele Friedrich Schiller această bibliotecă. După părerea mea, nu că a ține neapărat să se numească Schweizer Cupăna, dar... Dar mi se pare că sunt foarte multe personalități germane care, în afară de faptul că sunt nume de străzi în câteva orașe din țară. Pe de altă parte, și școala germană, în București, întotdeauna toată lumea o știe de școala germană. Da. Iar Hermann Oberth are acum la Mediaș și a păstrat numele liceul de la Mediaș. Ne oprim aici sau ce? Eu doresc să-i mulțumesc. Facultatea de Inginerie de la Sfântul se cheamă Apostolache. Eu doresc să-i mulțumesc doamnei Zoe Apostolache foarte mult pentru tot ce face cu suflet, pentru memoria pictorului Rudolf Cupăna. S-o felicit pentru tot ce a făcut și sunt convinsă cu energia pe care o are și inițiativa pe care o are, va face din ce a mai scăzut. Dar lucruri le țintești și mai sus. Și mă gândeam că pentru expoziție la Paris, poate că s-ar putea organiza prin intermediul Institutului Cultural Român, la Institutul Cultural Român de la Paris. Iar pentru alte ajutoare, respectiv tot expoziții sau promovare prenotate, poate ai putea lua legătura cu Fundația Margareta, care acum un an a finanțat aici expoziție de fotografie pentru tine, că se ocupă și de... Da, nu m-am gândit, da. Poate, mai știi. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult. Da, ai văzut ce cadre ți-am adus. Interesante. Așa, pe mine și... nu mă aplaudă nimeni, dar eu... Și vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră.